Bună ziua, eu sunt Doina Baciu și astăzi doresc să vă arăt cum am încheiat o fustă într-un mod elegant. Dacă ești interesat, nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube. Deci, partea de fustă este despicată în partea de față și atunci când se despică, când se dau la o parte, să nu se vadă urât cusăturile festonate și încheiate, lucrăm în acest mod. Cum se realizează această cusătură? Se încheie prima dată pe partea de față, apoi se întoarce și se trage încă o dată rezerva pe care am prins-o pe partea de față. Rezerva este de 1 cm, prima dată prindem 4 mm, după care îndoim și mai prindem un picioruș care are 5 mm în cazul nostru și cât se pierde un pic prin îndoire, milimetrul respectiv care rămâne în plus și atunci rezerva noastră este 1 cm. Acum mergem la mașină și am să vă arăt exact cum se realizează această cusătură. Și aici este partea de față. Vedeți, am așezat materialul fiind alb, am scris, da? Deci față, față, luăm rezervele, le prindem și tragem la mașină. Deci mai puțin de piciorușul nostru de mașină care are jumătate de centimetru sau 4 mm, 5 mm. Vedeți cum este piciorușul? Nici nu cuprinde tot materialul. După care întoarcem materialul, da, vedeți, dos, dos, am și scris, fiind alb, nu se vede diferența în cazul filmării. Și acum prindem pe partea de dos, să cuprindem rezerva care am luat-o pe față. Vedeți cum prinde, cum aranjează rezerva cu degetele. Vedeți ce curat și frumos se vede. Așa arată pe partea de față. Deci mai întoarcem încă o dată. Și încă o dată menționez ordinea operațiilor. Deci tragem pe față, întoarcem, tragem pe dos și cusătura arată în acest mod. Într-un alt filmuleț am să vă arăt cum se fac cusăturile finisate curat cu poaspoal. Dacă ești interesat, nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube, Doina Baciu. La revedere!